Slăviți să fie Domnul! Dacă dumneavoastră doriți să urmăriți cuvântul, e un pic mai greu de găsit în epistola Sfântului Apostol Pavel către Efeseni, dar îl găsiți ușor la pagina 1146, la capitolul 2, cu versetul 17 la 22. Efeseni 2, cu 17 la 22. Citim cuvântul Domnului. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape, căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Amin. Amin. Să rămânem pe scaune. Slăvit să fie Domnul! Nădăjduiesc cu ajutorul lui să încep și să duc acest mesaj pentru adunarea Maranata cu bine la bun sfârșit. Unul dintre frații unde am vorbit în nordul Bucovinei mi-a spus odată, zice, era un om care vorbea așa de rar ca dumneata. Și eu zic, vorbesc rar? Da, dumneata vorbești rar. Vă dați seama că o să pierd timp dacă vorbesc așa de rar, dar nădăjduiesc, fără ceasul care e pe perete, îl am aici pe masă, să nu uit de aceasta, să pot să vorbesc prin Duhul din partea lui Dumnezeu. Predau gura mea Duhului Sfânt și vreau ca Domnul să vorbească la întreaga adunare. Nu știu dacă merită înregistrată predica mea, n-am fost nici când am intrat aici sigur ce voi vorbi. Am reușit așa să-mi pun câteva ordine în vorbire, deși am mai vorbit de aici cu ani în urmă. Însă înainte de a studia împreună cu dumneavoastră textul acesta, aș vrea să vă spun că mă uimesc de atât de mulți ascultători cât sunt în seara aceasta aici. Eu am crescut într-o biserică de la țară și Dumnezeul meu bun, slăvit să fie El, a avut milă de mine să nu cunosc așa stricăciunile acestea mari ale lumii și să cresc în adunare și să mă leg de Dumnezeu și de biserica Lui. Și apoi nici nu cunosc altă bucurie mai mare ca aceasta, dar nici nu este alta și mai mare ca aceasta. Sfântul Apostol Pavel ne-a vorbit în seara aceasta despre casa Domnului, despre bucuria de a face parte din casa Domnului, care e Biserica Dumnezeului cel Viu. Dar mă gândesc că la Marea Adunării fratele Traian Dorz era invitat și să-l vezi așa în salopete, un bătrân rezemat pe o bâtă, se uita la frați și îi saluta cu cuvintele acestea. Ce bine-i printre voi, iubiții și dragii sufletului meu! Iubirea voastră în mine arde alături de-a lui Dumnezeu. Întâi a lui, apoi aproape de el mi-e dragostea de voi. Hristos și voi mi-ați fost comoara în lumea asta de noroi. Fiți binecuvântați, fiți binecuvântați, surori iubite și scump frați! Ce bine-i printre voi, iubiții și dragii vieții mele întregi, de voi mă leagă ale iubirii în veci nebiruite legi, de voi și de Hristos, pe viață și veșnicie sunt legat. Nimic nu va putea desparte ce Dumnezeu a împreunat. Fiți binecuvântați, fiți binecuvântați, surori iubite și scump frați. Ce bine-i când la despărțire sunt petrecut cu drag de voi. Ce bine când iubirea voastră mă întâmpină venind înapoi.
Ce bine e cu voi la muncă și ce ușor cu voi la greu. Cu voi e Dumnezeu în mine și eu cu voi în Dumnezeu. Fiți binecuvântați! Fiți binecuvântați, surori iubite și scump frați! Amin! Acum, tot înainte ca să trec mai departe, am să vă spun ce am citit în urmă cu vreo 6 ani într-o revistă a Uniunii Pentecostale, un articol încadrat acolo, într-un chenar foarte frumos, se spune că în București, o să vă spun imediat cine era, în urmă cu 50-60 de ani, era un predicator, așa încât veneau să-l asculte artiștii, politicienii, oamenii de știință. Și întotdeauna, cum se obișnuiește la noi, se merge la ușă. Predicatorul trebuie să dea mâna cu ascultătorii. Trecând pe lângă el, o actriță s-a plecat spre urechea lui și a spus: îți fac o invitație la mine acasă, dar să vii fără soția ta. L-a blocat pe păstor. Și se duce acasă la soție și îi spune: acum eu cunosc foarte bine pe soția lui și pe el, a fost o sfântă. Și Sabina Furbrand, cu accentul de evreică, când i-a spus fratele Richard ce i-a propus, actrița a spus: dacă mergi în numele Domnului, mergi! Și dacă nu mergi în numele Domnului, nu te duci. Și Richard a spus: mă duc în numele Domnului. S-a dus în numele Domnului și actrița a spus: mulțumesc că ai făcut așa cum ți-am spus. Stai aici că am să spun ceva. Te ascult cu plăcere. Însă vreau să spun că doar cu câțiva ani în urmă, la Londra era un păstor tot așa ca tine, care pe la geamuri veneau oamenii să-l asculte. Pe jos, prin stradă. Să urcau pe scaune. Dar era un sfânt în banca a patra și ăsta, când predica păstorul, să tot uita la ceas dacă nu își încheie slujba. El îi știa că e sfânt, dar nu știa de ce nu-i place cum vorbește. Și după un timp îi zice sfântului: de ce tot poporul ăsta vine din suburbiile Londrei, vine să mă asculte? Dumneata ești singurul, știu că ești sfânt, care nu mă suporți când vorbesc. S-a uitat în ochii lui și a spus: de câtă vreme te-am așteptat să mă întreb. Știi de ce vine poporul să te asculte? Fiindcă tu vorbești numai frumosul și ai uitat de adevăr să mai vorbești. Bietul păstor s-a dus acasă și a zis: păi, cu oamenii mă descurc, dar ce fac cu Dumnezeu dacă nu le-am spus adevărul? Și a început de a doua duminică cu adevărul de la altar, dar nu așa. Bubuituri puternice cu adevărul împotriva păcatului. Sfântul jubila de bucurie în banca patra. Da, dar nu mai erau oameni pe la geamuri. În duminica a doua, prin balcoane, puțini mai erau. Și a început ușor, ușor să se cam golească biserica. Se duce la sfânt și îi spune: ce-i de făcut? Că o să golim biserica. Și sfântul i-a spus așa: până eu ți-am spus ție, tu ai predicat numai frumosul. De când ți-am spus, tu ai predicat numai adevărul. Acum îți dau un sfat. De azi înainte, predică adevărul frumos. Amin. Și atunci poporul a început să vină din nou. Mă tem ca în seara aceasta să nu bubui cu adevărul. Și nu știu cum să răspund frumos. Dar luați-l dumneavoastră frumos, că eu o să răspund din dragoste adevărul. Am să vorbesc în seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, care va lungi timpul, despre casa Domnului. Aici este o expresie foarte frumoasă a Sfântului Apostol Pavel. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Amin. Casa Domnului. Noi cunoaștem așa puțin din câtă istorie am făcut că au fost denumirile acestea, Casa de Savoia, Casa de Hohenzollern, nu? Casa reprezentând o dinastie, un neam mare, o familie puternică care a rezistat în istorie și în vreme, care a influențat zone, țării, imperii. E cam așa să luați în seara aceasta, nu neapărat zidurile acestea, deși și aceasta e Casa Domnului,
Dar familia, casa lui Dumnezeu, voi nu mai sunteți străini, cetățeni cu sfinții, din casa Domnului, membri în casa lui Dumnezeu. Dacă fac un scurt istoric al casei lui Dumnezeu, m-aș duce în vechiul legământ și aș începe cu altarul. Casa lui Dumnezeu era locul unde omul se întâlnea cu Dumnezeu. Iar altarul a fost prima casa lui Dumnezeu, unde oamenii mergeau să jertfească, să se închine și să ia legătura cu Dumnezeu prin ascultare. După altar a fost cortul lui Moise din pustie. Este o cântare, o cântă frații care zic, mai adu, Doamne, acele vremuri din trecut. Cât mi-aș dori eu să mai văd odată că se anunță sfințirea cortului în pustie și să vezi sute de preoți care aveau 25 de ani în odăjdi înveșmântați, toți cu cădelnițele în mână, să uită la marele preot Aron, să le facă doar un semn să înceapă slujba de sfințire a cortului din pustie. Și în momentul când marele preot îmbrăcat în mantia albastră a făcut semn să înceapă slujba, dintr-o dată te trezești cu preoții că toți dau înapoi. S-a coborât slava Domnului peste cort și nu s-a mai făcut slujbă. Preoții n-au mai avut ce face. Când se coboară Domnul cu prezența Lui, vorbirile noastre, programele noastre sunt de prisos. Am să vă spun că una dintre cărțile pe care eu le-am citit anul trecut a fost Alergarea după Dumnezeu de Tom Tenney. Nu știu dacă am pronunțat corect, dar dumneavoastră să o citiți. Acolo spune păstorul acesta de la Houston, din statul Texas, că dorea din toată inima lui să facă Dumnezeu ceva. Nu mai putea să vadă oameni care vin în biserică, se roagă așa, obosiți, plictisiți, așteaptă să se încheie slujba. Nu mai putea să vadă așa ceva. Era invitat de păstor la o biserică de 5.000 de membri și când a fost invitat acolo, dar de ani de zile să ruga și dorea ca Dumnezeu să facă ceva. În duminica aceea a simțit așa că să mișcă apele. Și păstorul îi spune, duminica viitoare vii din nou cu noi. Asta s-a întâmplat cu câțiva ani în urmă. Și păstorul a acceptat. Și când m-am dus duminica viitoare, acum simțeam că Duhul Domnului plutește peste adunare. Și știam că ceva se întâmplă. De la amvon, îmi zice păstorul, fratele Tom va fi duminica viitoare împreună cu noi. O, Doamne, fii lăudat! Zice, din parcare, când am ajuns, am simțit prezența Domnului. M-am dus la păstor și i-am spus, azi eu nu voi predica. Mă duc pe ultima bancă, fiindcă nu vreau să pierd nicio secvență din coborârea prezenței lui Dumnezeu peste adunare. Am simțit-o de pe drum. Dacă fac o paranteză aici, apoi voi continua. Este un păstor de aici, din Arad, care la Hațec, fratele Vătran, mulți îl cunoașteți, mi-a zis fratele Vătran, acum în iarnă, frate Petrică, când m-am dus la Oradea, eram tânăr, să-l ascultăm pe Olah, de pe drum m-au prins fiorii prezenței lui Dumnezeu. Dacă citiți cartea despre biografia lui Charles Finney, veți vedea ce mărturisesc oamenii care au trăit în vremea aceea. De la 24 de kilometri se simțea prezența lui Dumnezeu când venea omul acesta. Și câte 50 de mii de oameni se pocăiau odată. Ei, mă întorc înapoi la cartea lui Tom și vreau să spun că, zice, omul acesta, m-am uitat, era trupa de închinare. Și văd cum unul cu microfonul în mână cade jos și începe să plângă și să se roage. Al treilea din lângă el, la fel, cade și cel de la orgă. Ne uităm, soția mea e specialistă să salveze astfel de situații, ia microfonul, continuă închinarea. Se încheie ora de închinare, a început la 8:30 dimineața și îmi zice păstorul, ce fac? Te duci la amvon, citești cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu m-am consultat cu fratele Petrică, deloc.
Dar păstorul a venit la amvon și a citit textul de la Cronici. Dacă poporul meu peste care e chemat numele meu se va smeri, se va ruga, va căuta fața mea, se va întoarce la mine, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Zice, când păstorul a citit cuvântul acesta, puterea lui Dumnezeu l-a aruncat la 3 metri în spate și amvonul din fața lui a căzut jos. Păstorul a stat vreo 5 ore acolo. Nimeni s-a ocupat. Nimeni n-a mai predicat. Nimeni n-a mai cântat. Dar trebuie să vă spun că slujba a început la 8:30 dimineața și s-a încheiat luni la ora 1. Oameni veneau din oraș și din biserică să fi văzut pe bogații cum ieșeau pe culoar și strigau către Dumnezeu: eu am păcătuit, eu am făcut asta. Și după aceea au venit oameni nemântuiți. Au cerut să fie botezați. Ce să fac eu? Păstorul era acolo cândva și-a revenit. Păstorul asistent, ce facem cu ei? Trebuie să vă spun, zice el, ore în șir am tot botezat la ei. Și luni după aceea a continuat o puternică trezire în toată zona aceea. Acum i-am spus ce s-a întâmplat la cort și ce se întâmplă când se coboare Dumnezeu. Rugați-vă să mai vină vremurile acelea și să vină și peste noi. Eu trag nădejde și am cumva din partea Domnului, așa că vor veni vremurile acelea, numai poporul să se smerească și să respecte cuvântul spus de Sfântul Apostol Petru în Faptele Apostolilor 3:19. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu, ca să vi se șteargă păcatele și să vină de la Domnul vremile de înviorare. Amin. Și vor veni. Amin, amin. Acum am spus așa că în istoricul casei lui Dumnezeu primul a fost altarul, apoi a fost cortul. După cort a fost templul de la Ierusalim, în vremea lui David și Solomon. După templul de la Ierusalim, sau paralel cu templu, a mers sinagoga. Dar noul legământ, acum, care e casa lui Dumnezeu? Eu o să vă citesc imediat din 1-a epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Timotei, capitolul 3, cu versetul 15. Dar dacă voi zăbovi, îi zice Sfântul Pavel lui Timotei, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Amin. În noul legământ, biserica trupului Hristos este casa lui Dumnezeu. Amin. Deci așa, ca să nu zăbovesc prea mult, am făcut după introducere un scurt istoric al casei Domnului. Acum mergem mai departe să vedem casa Domnului. Deci, hai să o luăm după gramatică, să auzim bine. Casa Domnului. Amin. Eu am lucrat la câteva construcții de case ale Domnului. Și mă aduc aminte că acolo unde e Țara Marmorei, eu sunt slujitor acolo într-o biserică la Rusca Montană, a trebuit să facem slujba de consacrare, de sfințire. Și vine un inginer nepocăit și îmi spune: eu fac placa memorială, să-mi spui ce scriu pe ea. Păi mi-a venit mie ceva așa, i-am dat și asta a scris. Dar vedeți, mă gândesc că aici dumneavoastră aveți mai mult decât o catedrală, dacă ne referim numai la ziduri. Să zicem așa că poate vor veni vremuri de prigoană și poate se va proceda iar cum s-a procedat în trecut, închide casa Domnului. Ne desfințează pe noi. Da, dar aici e o lucrare imensă. Sau și faceți ce vreți cu ea, dar voi nu mai aveți niciun drept asupra ei. De acum nu mai funcționează. Cine e proprietarul? Aici e un arhitect, un proiectant, un păstor, un sponsor, o biserică care a muncit, un constructor. Cum credeți că s-ar împărți locul acesta? Cui ar aparține? Eu am scris pe acea placă: s-a pus piatra de temelie acestei case de rugăciune la 6 august 1993
și se închină Domnului la 18 august 1996. Nu-i mai nici sponsor, nici constructor, nici arhitect, nici oameni cu pretenții, casa Domnului. Proprietar este Domnul. Asta nu înseamnă că nu trebuie să respectăm pe toți cei care au contribuit, să le arătăm respect și prețuire și celor care slujesc, dar singurul proprietar e Domnul. Noi venim pe aici și trecem, Domnul este veșnic. Mi-aduc aminte că am întrebat odată într-o adunare să ridice mâna sus, o adunare de 80 de membri, câți am botezat eu. Spre slava Domnului, amin, au ridicat, așa să zic, vreo 50 mâna. Acum, cine are dreptul asupra lor? Poate că eu am predicat, eu am primit pe Domnul, eu i-am botezat, considerând că ei fac parte din casa Domnului. Și acesta este adevărul. Cine are drept asupra lor? Nu numai zidurile. Biserica vie este casa Domnului. Nimeni n-are dreptul de proprietar decât El. Amin. Și acum merg mai departe. Dacă El e proprietarul, următorul gând pe care l-am este: El fixează regulamentul de organizare și funcționare al casei sale. De ce oare astăzi sunt atâtea contradicții, atâtea controverse, atâtea dispute asupra anumitor lucruri scrise în cuvântul lui Dumnezeu? Este tocmai că nu se respectă regulamentul proprietarului. Eu fixez cum trebuie să se boteze oamenii. E fixat în regulament. Eu, papa sau un mitropolit fixează cum trebuie să se pocăiască oamenii. E fixat în regulament. Eu fixez cum să sfințesc diaconii, prezbiterii, păstorii. E fixat tot aici în regulament. Lăudați să fie Domnul. Și dacă fac tot așa un pic de oprire aici, să vă spun ce a compus fratele Niculiță Moldoveanu în privința aceasta despre regulamentul care e cuvântul lui Dumnezeu. Unii o știți ca și cântare: să nu stricăm adevărul Sfintelor Scripturii, să nu stricăm adevărul cu alte învățături. Că cine strică un cuvânt din Sfânta Carte dată, cădeava în mâna celui Sfânt la Marea Judecată. Să nu încurcăm adevărul cereștilor puteri, să nu încurcăm adevărul cu omenești păreri, că cine încurcă drumul viu și calea cea curată, pe riva în veșnicul pustiu la Marea Judecată. Să nu întinăm adevărul cel sfânt și minunat, să nu întinăm adevărul prin pofte și păcat, că cine-ți va urma Iisus cu inima întinată, pe riva pentru veci răpus la dreapta judecată. Să înălțăm adevărul, mai sfânt și mai frumos. Să înălțăm adevărul, El este întreg Hristos. Că cine înalță în viața sa ființa e minunată și Domnul va înălța așa la dreapta judecată. Amin. Acum, Domnul este Cel care fixează lucrurile acestea. În seara aceasta eu nu vreau să vorbesc despre aceste lucruri, deși am considerat că este și ca o sară de evanghelizare. Dar merg mai departe spunându-vă că tot proprietarul, binecuvântat să fie El, aplică pedeapsa în caz de nerespectare. Să dau două cazuri, unul din Vechiul și unul din Noul Legământ. Imaginați-vă că Aron, fratele lui Moise, era mare preot. El primise regulamentul din partea Domnului la cort, la altar, la jerfe. S-a coborât prezența Domnului. Păi da-ți vine să te manifesti. Mai poți sta deoparte? Doi fii al lui Aron au trecut peste regulament. Și au luat foc străin și s-au grăbit, dacă e prezența Domnului acolo, să se ducă către altar. Și Domnul îi spune lui Aron să nu-i plângi, dați-vă la o parte, au călcat regulamentul și trebuie să moară. Da, dar Noul Legământ e harul.
Acum eu când vorbesc asta, vă spun drept că mă cutremur. Mi-e frică când vorbesc și mă tem de Dumnezeul meu. Și vreau să-mi duc cu frică și cu tremur mântuirea. Dar gândiți-vă că a fixat Duhul Sfânt clare regulamente în Noul Legământ, în Noul Testament. Vine Anania și Safira și, dacă e vremea Harului, putem să și mințim. Și nu calcă nimeni regulamentul. Mulțumim Dumnezeului nostru care s-a îndurat de noi, că doar ne-a arătat din când în când astfel de cazuri ca să ne cutremurăm și să nu păcătuim. Amin. Merg mai departe. Deci, v-am zis un istoric, cine este proprietarul, este clar. Este Domnul, binecuvântat să fie El. Dar acum, care este destinația casei Domnului? Aici a cântat corul. Fratele Liviu a depus o mărturie. S-au spus poezii, să țin predici. Dar Domnul ce a spus despre casa Lui? Noi vrem să vină trezirea cea mare, aduc-o Domnul când mai curând. Dar ce facem din casa Domnului, că El a fixat scopul funcționării sale? Pentru ce-i destinată? Când Mântuitorul a intrat în templu de la Ierusalim și a făcut curățenie, a spus, casa mea se va numi o casă de... Aleluia, amin, amin. Casa mea e o casă de rugăciune pentru toate neamurile, zice Isaia. Și în altă parte cuvântul se repetă. Domnul i-a fixat funcționalitatea. Casa mea e o casă de rugăciune. Și atunci fratele care s-a străduit atâta, v-am admirat, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și efortul care îl face pentru cor mai are rost? Îi spuneam la fratele, eu cu inima mea zic, dacă aș face atâta efort, nu știu ce s-ar alege de mine. Dar alții s-au chinit, mi-a spus astăzi fratele, tata lui Liviu, că în biserica penticostală de la Bujac i-a încântat un băiețel de 6 ani care a spus o poezie de 20 de minute. A fost grozavă. I-a uimit. Dacă aceasta e casa Domnului și o casă de rugăciune, mai avem dreptul să le facem pe celelalte? Da, cu rugăciune. Amen. Eu am citit o carte, Vânt proaspăt, foc proaspăt, de Jim Simbala, un păstor de la New York. Soția lui este dirijoara corului din biserică. Și am citit că a ajuns să fie cel mai renumit cor dintre bisericile, din bisericile din Statele Unite. Dar soția lui vine în fiecare miercure, au o oră și jumătate repetiție la cor. O oră se roagă și jumătate de oră fac repetiție. Se cântă, dar cu rugăciune. Amin. Se predică, dar cu rugăciune. Venim vieți amărâți de noi din birourile noastre, ne-am stors creierul să scoatem cuvinte, să scoatem expresii de prin cărți, să luăm de pe computer predici, venim cu laptopul la amvon, ne uităm și când să ținem predica, vieți oameni să uită la șase să încheie slujba. Eu când mă duc, ies în față să chem oamenii la rugăciune și mă împiedic în toate cablurile. Alea mă întreb, oare Sfântul Apostol Petru s-a împiedicat în așa ceva? Acum să fie, n-am eu nimic, dar dragii mei, dacă toate astea le facem și nu le facem cu rugăciune, ce-i de noi? Se spune că un predicator din Anglia a trezit jumătatea de sud a Angliei cu o predică. Cu o predică. Dar el nu era un laic. Și l-ascultau doctori în teologie de la Oxford și se uimeau. Zic, măi, într-adevăr, predica ta a trezit jumătate de Anglie. Dar cum? E într-adevăr grozavă. Băi, zice, m-am uitat într-o zi peste biserică. Și când am văzut că nu se mai poate așa ceva, era ora 2 după masă. M-am pus cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu și când m-am trezit din rugăciune, era a doua zi după masă. Și atunci Domnul mi-a dat predica asta.
Și cu asta Duhul Sfânt, prin gura mea, a cucerit bisericile din jumătatea de sud a Angliei. Cântăm și fiindcă aceasta e casa Domnului și e o casă de rugăciune, cântăm cu rugăciune. Predicăm, dar predicăm după rugăciune. Mărturisim, dar după rugăciune. Nu vreau să fac greșeală, dar mi-aduc aminte din tinerețea mea că a spus fratele Marcu, nu cred că fac greșeală, că a fost la Iași o soră care a învățat o poezie, sau o cântare, nu știu bine, și cum fac doamnele și a pus bilețelul în poșetă să-l trimită la amvon că are o poezie. Dar când s-a dus acolo a zis, nu m-a rugat destul. Ce fac eu cu poezia mea? Mi-ara talentul? Și a mai ținut o zi de post în săptămâna aia și a mai ținut una și tot s-a rugat. Și când a avut 17 zile de post, nu consecutiv, așa cum a putut ea, a trimis bilețelul la amvon. Când a spus poezia, nu s-a făcut chemare, ieșeau oamenii de pe rânduri și curgeau înaintea ei acolo și înaintea amvonului să-și predea viața lui Dumnezeu și să pocăiască. Era o poezie spusă cu rugăciune. Nu uitați, casa Domnului e o casă de rugăciune. Să vă spun că în urmă cu poate, eu știu, 60 de ani, era un tânăr învățător în gara de la Simeria. Numele lui era Ion Marini. Aștepta trenul și s-a ridicat pe o bancă să țină predica, în gară, în sala de așteptare. Vă veți mira dacă citiți să vedeți că oamenii au rămas cu biletele în mână și au renunțat să plece acasă. Trenurile au mai stat 2 ore pe linie și un domn s-a uitat la un țăran lângă el și a spus, domnule, eu stau până mâine dimineață să-l ascult, așa ceva eu n-am auzit în viața mea. De unde are puterea? Și țăranul de lângă el i-a spus, îți spun eu de unde. Eu sunt din satul lui de la Săsior, din județul Alba. Când eu îmi aranjez animalele seara, mă uit la Ion Marini pe o cărare, cum se duce în pădure. Și dimineața când eu m-am aranjat deja animalele, Ion Marini coboară de acolo din prezența Domnului. Atunci să te miri că se opresc trenurile pe linie? Să te miri că nu vor oamenii renunță la bilet și mai plătesc unul? Când eu am spus la lucrul acesta în adunarea penticostală de sub dealul cetății de la Deva, erau tineri și erau un copil tânăr așa la 18 ani din lume pocăit și nu i-au plăcut părinților că a făcut acest lucru, a venit la mine și mi-a spus la ureche, frate, eu voi fi un alt Ion Marini. Să fii binecuvântat, am zis. Să te ajute Dumnezeu. Predicăm. După ce ne-am luat ochii din toate informațiile date și ne-am format predica, nu fi rău. Poate e bine și asta. Eu am renunțat la lucrurile acestea, nu le am în casa mea. Dar dacă nu le trecem după aceea prin rugăciune, n-am făcut nimic. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim și zice 3:19 Faptele Apostolilor, întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vină de la Domnul vremile de înviorare. Amin, amin. Și acum, nu uitați, unii cred altceva despre casa asta lui Dumnezeu, care e cea mai importantă, sau cel mai important organism de pe pământul acesta. Trupul lui Hristos, biserica, e o priveliște pentru cer și pentru îngeri. Suntem cea mai mare familie și cea mai importantă. Mai importantă decât Parlamentul Europei. Aici, când se pleacă biserica lui Dumnezeu, îi influențează și pe ei. Și îi determină să ia decizii după voia lui Dumnezeu. Aici e trupul lui Hristos, binecuvântat să fie El. Cei care poate în seara aceasta
nu faceți parte din acest organism, vă chemăm să deveniți membri în casa lui Dumnezeu. În familia lui Dumnezeu. Și acum, dacă am zis lucrul acesta, am să vă dau câteva exemple. E următorul gând din Biblie și din viața de toate zilele despre casa Domnului, o casă de rugăciune. Ce fel de rugăciuni? Tot felul de rugăciuni. Trebuie să facem, dar eu mi-am notat aici în timp ce, înainte de a vorbi, fratele Liviu. În primul rând, noi ne rugăm pentru mântuirea oamenilor. Amin. Și acum am vrut să dau un exemplu. Frați credincioși de la Arad și de pe unde ați venit, veți auzi mereu un refren în România și mai ales în biserici. În vremurile din urmă, nu se mai pocăiește nimeni. Dragostea s-a răcit. Vine Domnul. Așa o fi. Dar nu le credeți până nu vă ridicați ochii și să vedeți ce se întâmplă astăzi în Coreea. Tot în 17 februarie 2008. Ce se întâmplă în Uganda? Ce se întâmplă în Brazilia? Ce se întâmplă în China? Acolo se întorc cu 20.000 pe zi oamenii la Dumnezeu. Păstorii noștri au fost în Coreea. I-au îngrozit coreenii. La ora 12 se încheia seara, în fiecare seară, rugăciunea în casa Domnului și la 5 îi trezea la rugăciune. Nu știu de ce noi nu ne descurcăm cu somnul. Dar ei petrec noaptea în rugăciune. Și Dumnezeu îi binecuvintează. Și acum mă întorc la acel păstor de la Brooklyn, din New York, Jim Simbala, care a scris cartea Vânt proaspăt, foc proaspăt. Zice, inginer era și l-a numit socrul lui, care era supervisor într-o comunitate, o biserică de 7 membri. Ce să fac eu cu ei? 2 ani m-am chinuit. Erau drogați, unii nu știau citi, alții n-aveau ureche muzicală și după 2 ani îi spun la socrul meu, vezi-ți de biserică, eu o să mă duc să-mi văd de meseria mea. Și socrul îi zice, Jim, mai încearcă, mai am sponsorizare pentru tine. Și odată citește cuvântul Domnului, casa mea e o casă de rugăciune. Mă, dar eu ce am făcut? Eu am făcut programe, anunțuri, și azi, oameni buni, de azi nu mai facem nimic, nu mai cântăm, nu vă mai explic, ne rugăm. În urmă cu 20 de ani, el a început lucrarea aceasta și biserica are acum 10.000 de membri. Când i-a dat și a respectat funcționalitatea, destinația casei Domnului, o casă de rugăciune. Mi-a spus un coleg care a fost acolo, zice, la el nu e așa, predică la amvon și se trezește că un grup de acolo ridică mâine. Da, ce-i cu voi? Vrem să vă rugați pentru noi, coborâți jos la rugăciune. Ne rugăm. Când vorbește despre vindecare, ridică o mamă acolo, un bolnav, mamă cu un copil bolnav, vreau să vă rugați pentru mine, vină jos la rugăciune. Casa Domnului e o casă de rugăciune. Și ne rugăm. Nu că ne batem joc de programe, dar respectăm ce ne-a spus Domnul. Mi-aduc aminte că, zice el în carte, veneau drogații și ies, eram așa bine aranjat, cămașă albă, cravată, să fac eliberarea bisericii și vine un drogat clătinându-se așa. Și eu știam că ăștia vin după bani și îmi duc mâna în buzunar și scot o bancnotă de 5 dolari și o întind. Și de acolo, de la 5 metri, zice, da, izbucnit într-un plâns, pastorii, nu-ți vreau dolari, îl vreau pe Iisus. Și zice, când s-a aruncat pe pieptul meu, pe cămașa mea albă și pe cravată și din tomberoanele alea, a izbucnit un miros sacru, am întors capul. Și la urechea asta, la altă, aud pe Domnul, zice, întoarce capul înapoi că-i fratele tău. Și mirosul ăsta iese spre mine în fiecare zi și nu mă scârbesc de nimeni. Și când Domnul mi-a spus asta, zice, s-a transformat mirosul acela în cea mai frumoasă aromă de rai. Omul acela s-a pocăit
și astăzi este conducătorul celor 40 de diaconi de biserică. Și nu e un caz care a rezistat 3 zile, a rezistat 20 de ani. El este în viață și lucrează acolo. Casa Domnului e o casă de rugăciune pentru mântuirea oamenilor. Și Dumnezeu face minuni nemaipomenite. Casa Domnului, să vă spun că Domnul Iisus le-a încredințat apostolilor o întreită misiune. Propovăduiți Evanghelia pentru întoarcerea oamenilor la Dumnezeu. Scoateți afară dracii și vindecați bolnavii. Fără plată ați primit, fără plată să dați. Dați-i drumul! Și le-a dat putere. Casa Domnului e o casă de rugăciune pentru vindecarea bolnavilor. Nu că facem din asta numai asta, dar asta a încredințat-o Domnul. Uitați-vă dumneavoastră dacă nu s-a cutremurat locul când apostolii au venit izbăviți de la temniță și biserica s-a rugat și a spus: Dă, Doamne, putere robilor Tăi să predice cu toată puterea Evanghelia Ta și îngăduie ca numele robului Tău, Iisus, să se facă tămăduiri, semne și minuni. Amin. Rugăciune pentru vindecări. În Seul, în Coreea, este cea mai mare biserică baptistă. Are 170.000 de membri. Au venit la Herculane 7 sau 12 păstori. Am avut o conferință acolo de rugăciune cu ei și au spus așa: când își încheie studiile seminaristul, teologul, îi dă 5 membri din biserică sau 7, cel mai mult 10, și îl trimite. Te duci în cartierul cutare, în localitatea cutare și îți faci biserică. Și spune păstorul acesta, care e păstor acum principal la cea mai mare biserică baptistă din Coreea, și mi-a dat 7 frați și un cartier. Am anunțat vinerea să vină oamenii la biserică. Au venit vreo 30 așa. Și am zis, vinerea viitoare facem rugăciuni pentru vindecarea bolnavilor. Ei, la asta zice, au venit vreo 70. Când am predicat cuvântul, am zis, acum ne rugăm pentru bolnavi. Am coborât jos și văd că aduc o femeie nevăzătoare înaintea mea. Când am văzut-o eu, tânăr cum eram, am zis, Doamne, aici se prăbușește cariera mea. Dacă îmi trimitei un bolnav mai ușor, dar cu o nevăzătoare, două femei îl țineau de braț și am zis bisericii și la toți care erau, pocăiți, nepocăiți, ne rugăm pentru vindecarea ei. Așa a început cea mai mare biserică baptistă din lume. Și în timpul rugăciunii femeia s-a vindecat. Acolo nu se fac evanghelizări. Cei de care se atinge Domnul, fie spre mântuire, spre eliberare, spre vindecare, fac ei evanghelizare. Și aduc oamenii la casa lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu care, ați auzit o mărturie, slava aia Domnului, sute de frați s-au rugat. Dar Dumnezeu a făcut o minune mare, grea, în familia lui fratele Liviu. Și a făcut în viața mea și în viața dumneavoastră. Și atunci de ce să nu ne pese de cei care trec prin astfel de încercări și să ne rugăm? Casa Domnului e o casă de rugăciune. Apoi, să ne rugăm pentru eliberări. Nu știu, odată când eram tânăr, mă tot gândeam, ce atât să demonizați au fost în timpul Domnului Iisus. Tot se arată Evanghelia, demonizatul de la Gadara, un surdomut demonizat, un cutare demonizat, fica cananencii demonizată, fiul lunatic din Marcu 9 demonizat, dar ce cu atâția? Dar ce azi cu atâția? Și biserica are însărcinarea să facă slujbă de eliberare prin rugăciune. E adevărat că foarte mulți nici nu se încumete la lucrul acesta, dar cine să o facă dacă nu o face biserica? Oamenii se duc la vrăjitori, oamenii se duc la Sfânta Parascheva, se duc cu milioanele și noi judecăm și îi criticăm. Le-am oferit o altă șansă, le-am predicat Evanghelia, le-am arătat adevărul, să ne rugăm pentru eliberarea lor. Dumnezeu să ne ajute. Uitați, s-a întâmplat așa, am trecut deja de ora 7.
Mai dați voi puțin. Așa. Eu m-am rugat pentru cineva care a fost într-un astfel de caz și tânăr fiind, n-am știut cum să procedez. Sigur că nu mă duc acum la asta. Am fost atacat eu. Și mi-aduc aminte cum m-am dus la o soră foarte credincioasă care s-a rugat mult și se roagă și a spus, zice, iați câțiva băieți, postiți și rugați-vă. Niște băieți și ei, fără să știe felul acesta de rugăciune, și ne-am spus, cum facem rugăciune, așa, așa, așa. Ar vrea să vă spun, atacul ăla care venise asupra mea, la cuge, din partea celui rău, băieții s-au rugat, cum le-am spus eu, 7 băieți s-au rugat, 10, nici înainte de rugăciunea lor, înainte de a-mi fi rău, eu nu am fost așa ca după aceea. Păi mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Eu asta vă spun din experiența mea. Biserica să se adune, nu vă temeți, că cel care este noi îi mai tare ca cel care e în lume. Veți călca peste lei și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Nimic. Supuneți-vă lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Cu credință și cu nădejde. Și Dumnezeu face minuni. Hai să dăm exemplu, el nu a fost eliberat de așa ceva, dar era înferecat în celulele închisorii apostolul Petru și condamnat la moarte. Biserica s-a rugat când l-a eliberat îngerul. În Faptele Apostolilor 12 se spune, s-a dus, cum a găsit biserica la ora aceea târzie din noapte? Rugându-se. Casa Domnului, o casă de rugăciune. Să ne rugăm pentru slujitorii lui Dumnezeu ca să aibă putere. Să ne rugăm pentru copiii bisericii care nu s-au întors încă la Dumnezeu. Și Dumnezeu face minuni nemaipomenite. Ne mai pasă oare de ei? Biserica mai face rugăciuni stăruitoare la Dumnezeu pentru ei? Când vom face așa, ne vom întâlni cu rezultatele. Sigur că rugăciunea are condițiile ei. Să ai, o faci cu credință, să dai iertare, să o faci în unitate, în stăruință și în post. Rugăciune pentru înviorarea bisericii și pentru toate cele. Acum, eu am fost la adunarea de la Moldovița, de lângă Moldova Nouă, de sus de pe deal. Acum, 4 ani, 5 în urmă, mai trăiește o bătrână acolo. Eu am ajuns greșit cu o oră mai înainte, crezând că e la 6, slujba a fost la 7, și vine bătrânica aia și îmi bate într-o piatră cu o bâtă și zice, vezi piatra asta? Aici, în biserică, au mai rămas 2 credincioși. Și s-au rugat ani de zile numai ei 2. Nu știau carte. Bărbatul meu, care era fecioraș în vremea aceea, era plătit să le citească Biblia. Și într-o noapte de Crăciun au trecut flăcăii satului cu colinda și au intrat în biserica pocăiților. 2 oameni. Vedeți în istoricii Bisericii Baptiste de la Moldovița. Ne dați voie să cântăm colinzi? Da! Dar numai 2! Atâția mai suntem. Știți ce s-a întâmplat? Când au ieșit afară, pentru rugăciunile acelor oameni, conducătorilor le-a spus, vă luați dimineață soțiile și copiii și neamurile și venim aici. Și în anul acela s-au botezat 80. Dar mi-a spus bătrâna, pe piatra asta s-au rugat până li s-a făcut urme de la genunchi aici. Atât s-au rugat. Casa Domnului e o casă de rugăciune. Am fost pe data de 6 ianuarie la Vicov și probabil așa, nu cum am vorbit eu, cu mare zel și foc, a predicat un predicator despre puterea lui Dumnezeu de a face lucrări în mântuirea oamenilor, în viața lor, în sănătatea lor, în familia lor. Și era o fetiță acolo necăjită și a zis, frate, hai să ne rugăm pentru ea. Și păstorul a spus, eu m-am încheiat predica. Ce ar însemna dacă eu am vorbit în seara aceasta, casa Domnului e o casă de rugăciune. Și dacă această casă a lui Dumnezeu se roagă, oamenii se mântuiesc,
Copiii plecați din biserici se întorc înapoi. Bolnavii se vindecă. Cei care s-au apăsat de duhuri necurate să-i liberează, numai să se roage biserica. Vreau să trec la ultimul punct cu îngăduința dumneavoastră. Hai să facem aplicație în seara asta. Amin? Casa Domnului e o casă de rugăciune. Aș vrea să vă fac o propunere. Să fie liber așa. O să ne ridicăm în picioare și după asta fac o propunere. Fiecare să se roage nu numai pentru el, să se roage și pentru cel din dreapta și din stânga lui și pentru problemele cu care el a venit. Dacă în biserică este cineva care în seara aceasta, eu n-am avut o predică de evanghelizare, ar vrea să se întoarcă la Domnul, poate n-are putere și vrea să vină în față, să vină în față. Dacă este un bolnav foarte grav în biserică sau cineva care are un bolnav grav fără să mai aibă șanse de la medici, îl invităm și pe el să vină în față. Ridicați pe picioare acolo, fiindcă nu o să avem posibilitate, dacă e cineva care are o durere în sufletul lui. Puteți sta pe bancă dacă nu puteți să vă ridicați. Dacă vreți să vă puneți în genunchi acolo și am vrea ca biserica să se roage. Și să se roage cu credință. Și eu știu că Dumnezeu va lucra. Că nu peste tot se va întâmpla ceva, că Domnul a spus și în timpul Elisei. A fost o văduvă, a fost cineva care a înviat. A fost un lepros care s-a vindecat. Dar am credință în Dumnezeul meu pentru felul cum a lucrat în viața mea și în trupul meu și a altora pentru care ne-am rugat cu biserica și cu grupul și am văzut rezultate foarte frumoase pentru lauda Domnului și numai Lui. Noi suntem niște bieți oameni. Îndeplinim o slujbă. Vrem să ne rugăm. Hai să ne ridicăm înaintea Domnului. Un frate care conduce cântarea să dea o cântare de cercetare, cum vă îndeamnă Duhul Sfânt.